De la începutul lunii noiembrie, comisarii de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, în colaborare cu angajații inspectoratelor județene de poliție și pompieri, efectuează acțiuni de control în sistem integrat la operatorii economici ce desfășoară activități de recreere. Mai exact, sunt controlate toate barurile, cafenelele și discotecile din municipiu și județul Giurgiu. Verificările vin ca urmare a evenimentelor petrecute la sfârșitul lunii octombrie în Clubul Colectiv din București, unde 56 de persoane și-au pierdut viața și alte aproximativ 150 au ajuns la spital cu răni grave. În prima săptămână după evenimentul tragic, la Giurgiu au fost efectuate 17 acțiuni de verificare, în urma cărora organele de control au descoperit că localurile de pe raza județului nostru se confruntă cu multiple probleme. În perioada 6-7 noiembrie am efectuat 17 acțiuni de control. În cadrul acestor acțiuni de control au fost identificate abateri privind prestarea serviciului fără respectarea legislației privind asigurarea ventilațiilor spațiilor în care este permis fumatul sau utilizarea la prestarea serviciului a unor produse care prezentau data durabilității minimale depășită. Neregulile însă nu se opresc aici. Lipsa spațiului destinat nefumătorilor, dar și extintoarele cu data scadentă depășită încă din anul 2012, completează bilanțul neregulilor descoperite. Pentru aceste abateri, doar comisarii de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului au aplicat amenzi în valoare de aproape 30.000 de lei. De asemenea, au dispus 14 măsuri, din care 5 pentru suspendarea activității, 4 opriri temporare de la comercializarea bunurilor alimentare în valoare de peste 2.500 de lei și 5 opriri definitive de comercializarea anumitor produse alimentare în valoare de aproape 500 de lei.